Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Început deșteptarea la Europa FM. O zi frumoasă astăzi în București, mai răcoroasă, poate nu mai dăm drumul la aerul condiționat. În sensul că e nor afară deocamdată. E nor afară deocamdată. Da, asta e, mai vedem noi. Apropo de aer condiționat și de progres, a venit progresul la CFR, la Gara de Nord. Acum și progresul ăsta face salturi tehnologice. Se întâmplă un mare salt tehnologic la Gara de Nord, unde s-au instalat aparate de aer condiționat la casele de bilete. Bravo. Da. Însă acolo... Asta e o tehnică foarte nouă. Aparatele de aer condiționat sunt ceva nemaivăzut la Gara de Nord și încă mai sunt unele confuzii. Aparatele de aer condiționat au fost montate cu ambele unități la interior. Păi da, poate vrei și pe cald. Adică în interior, aia care dă rece. Dă rece. Unitatea interioară și exterioară, cum ar veni, da? Unitatea interioară s-a pus în interior și unitatea exterioară s-a pus tot în interior, ca să nu se fure, probabil. Nu s-a găsit exterior la chestia asta. Da, sunt una lângă alta. Eu nu pot să, îmi pare rău, dar nu pot să mai tolerez asta, băi, pentru că ești malițios. Cum mă, sunt malițios? Sunt puse pe colțuri diferite. Una bate... stânga și una dreapta. Deci nu sună lângă alta, atenți. Ele sunt în proximitate. Dar una bate pe laterală. Ai nebunit, sunt lipite. Sunt lipite, da, dar bate în sensuri, da, una, diferite. Una bate stânga, una bate dreapta. În funcție de dacă ești transpirat, te duci într-o parte. Vlad a făcut vorbire aici despre progres. Da. Acum se lucrează cu perdele de aer rece. Nu mai e ca pe vremea ta de trebuie să-ți răcească toată camera. Ți-a făcut, băi, o perdea, un de perimetru. Deci la Gara de Nord, vă rog să fiți atenți. Pe stâlp sunt puse... deci se puse în interior aia de răcire. Practic un aparat de aer condiționat e un schimbător de căldură. Dacă dă rece într-o parte, trebuie să dea cald în cealaltă parte. Corect. La Gara de Nord este echitate completă, totul este la oaltă. Se dă și aer rece și aer cald după preferințe. Poate vrei, e ca în bancul ăla. Îți pui un pahar cu apă și un pahar fără apă pe noptieră, că pe poate se sete, poate nu se sete. Auzi, scurgerea aia, condensul ăla, tot înăuntru, nu? Bună întrebare. Păi, dar unde vrei? Da, nu știu unde se duce, așa, dar la Gara de Nord îmi imaginez că acum urmează pe același principiu chiuveta care are scurgerea în țevile de apă rece și de caldă. Pentru o reciclare totală, la WC-uri nici nu vreau să ne gândim, deși am senzația să că la Gara de Nord principiul ăsta se aplică deja la WC-urile de acolo. Să nu ne gândim. Da, bun, sucursala regională Căi Ferate București a reacționat imediat după ce au apărut aceste imagini în rețelele sociale cu un comunicat care zice așa, și ăsta e de gâgă, citez: referitor la modul de amplasare a aparatelor de aer condiționat în holul caselor de bilete din Gara de Nord, facem următoarea precizare. Două puncte, urmează precizarea. Sucursala regională CF București a solicitat firmei care a montat aparatele de aer condiționat. De ce au avut o firmă care a montat așa? Da, mă, au externalizat treaba. Deci nu sunt niște unii, hai că aveți noi niște aer să-l punem aici pe perete. E o firmă, au plătit o firmă. Revin la comunicat. Care a montat aparatele de aer condiționat în holul caselor de bilete din Gara de Nord, să identifice în cel mai scurt timp o soluție corespunzătoare din punct de vedere tehnic și funcțional pentru montarea unității exterioare în afara clădirii. Adică așa cum scrie în prospect. Bă, dacă e exterior, scrie unitate exterioară, ce înțelegi tu din asta când este unitate exterioară? Păi da, că trebuie montată... Mă, deci unitate exterioară te montează în exterior! Puh, nu ne-am gândit la așa. Dar dacă acțiunea se petrece nici în exterior, nici în interior, cum e în cazul gării? În sala caselor de bilete. Nu e sală, are cu patru pereți? Eu, din câte știu, nu e. Referitor la modul de amplasare a aparatelor de aer condiționat în holul caselor de bilete. Bă, tu ai rude la e casele hol, de ce bilete? Vrea, ce vrea să spună Luca e că respectivele case de bilete nu sunt într-o încăpere care e închisă cu patru pereți. Da, și dar unde sunt ele? Sunt holurile alea mari și care dăm unde peron, de când n-ai mai luat bilet de la casele de bilete de acolo? 10-15 ani. Dar se intră pe ușa de la stradă, se intră în holul casei de bilete, se trece așa printr-o holișor, și în casele urmă? De bilete, și după aceea, prin altă poartă mare, se trece pe peroane. E și peroanele sunt deschise. Logic, că vine trenul. Cumva aveți amândoi dreptate. Aerul condiționat. Luca, tu așa... peron. Da. E probabil cel care dă cald, cel de exterior, e montat cu spre peron. Spre deci peron. Nu, serios, da. Eu nu cred că purtăm această discuție. Deci avem imagini cu aerul condiționat montat cu unitatea exterioară lângă unitatea interioară pe un stâlp. Un și Luca, așa trebuie tipic. Făcut.
așa trebuie făcut. Cum ești nebun? Adică cum să faci așa ceva serios? Cum nu, n-am spus că așa trebuie făcut. Am spus că e o situație absolut inedită. Știi ce e interesant? Care e soluția inedită? E primul aer condiționat care se montează? E ca terasele bucureștene din COVID, alea care aveau practic toți pereții și acoperiți, doar că erau terase, cumva că eu le lipseau două geamuri. Și ce e interesant, că Luca e foarte strict la chestiile de genul ăsta în ceea ce îl privește. Dacă e montat lui acasă chestia asta, cred că îl sechestrea pe la în cameră. Da. Deci dacă vă duceți la Luca acasă să-i montați ceva, vă rog să montați și unitatea interioară și exterioară. Tot în interior. Tot în interior. Sau puteți să puneți pe exterior. Ca să fie și pentru porumbei. Condiții optime. Uite, că nu e bine nici cu prea multe unități de astea în exterior, adică ce căldură în București. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.